Poliția locală Timișoara a semnat contractul cu firma care a câștigat licitația pentru achiziția sistemului de monitorizare video a unei porțiuni a canalului Bega și a unei părți a zonei centrale a municipiului Timișoara. Iar în următoarea perioadă vor fi montate peste 20 de camere în 15 locații din oraș. Este vorba despre 22 de camere de supraveghere video amplasate în 15 locații. Cele 22 de camere sunt prevăzute a fi instalate pe o parte a canalului Bega, respectiv podul Dacilor, Piața Traian, podul Michelangelo, podul Mihai Viteazu, dar și o parte din zona centrală municipiului Timișoara. Și aș aminti aici intersecția Eugeniu de Savoia cu strada Martin Luther, intersecția strada 2 Mai cu strada Florimund Merții, intersecția Franco Griselini cu Proclamația de la Timișoara, intersecția Proclamația de la Timișoara cu Augustin Paha, Piața Libertății, strada Gheorghe Lazăr, strada Emanuel Ungureanu, Piața Unirii, strada Mărășești, Piața Victoriei, Bulevardul I.C. Brătian. Contractul a fost semnat, într-adevăr, la data de 4 februarie anul acesta, iar termenul de execuție și de finalizare a lucrurilor este de 6 luni. Deci, practic, în 6 luni noi sperăm, când nu apare nicio problemă în teren, la momentul instalării, sperăm să fie folosite și, evident, să se și ia măsuri pentru eficientizarea activității poliției locale din Șoara. Pentru această achiziție au fost puși deoparte 1,3 milioane de lei în anul 2017, iar studiul de fezabilitate a fost aprobat în următorul an. În toamna anului 2021, poliția locală a început să caute un furnizor, alocând pentru această investiție suma de 100.000 de lei. În Timișoara mai sunt 94 de camere de supraveghere video în 13 zone din oraș monitorizate de poliția locală.